Dacă ne-am obișnuit să vedem în jandarm durul care impune duritatea legilor, reportajul care urmează va încerca să vi-l prezinte pe el așa cum este. Omul de dincolo de scut. Pentru ca statul să poată veghea la menținerea ordinii interne și garantarea libertății și siguranței individului, a creat un corp armat, jandarmeria. Procesul istoric al formării și dezvoltării societății românești evidențiază pregnant rolul cu totul special al forțelor de ordine ale acestei instituții, vechi de aproape 150 de ani. Potrivit lui Napoleon Bonaparte, jandarmeria este modul cel mai eficient de menținere a liniștii unui popor. Și pentru că ordinea publică este un imperativ de care se leagă în mod necesar toate segmentele vieții sociale, jandarmii veghează în orice moment, zi sau noapte, asupra stării de normalitate. Normalitate la care atentează câteodată când societatea rătăcită, când natura însăși. Prin regulamentul 960, în baza legii 106, privind acțiuni și activități de asigurare a protecției civile, unitatea noastră are în zona de responsabilitate, care cuprinde vreo 5 județe și la ordin și în toată țara, sarcini specifice pe linia protecției civile, începând cu centrala nucleară și de asemenea activități care trebuie să dea siguranță și primul ajutor oamenilor în caz de calamități, catastrofe sau alte accidente, dezastre pe care nu le dorim. Principala sarcină și atribuțiile pe care le are unitatea la care ați filmat până în prezent este participarea la asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică împreună cu organele de poliție și alte organe specializate ale statului, precum și restabilirea ordinii publice atunci când ea a fost grav tulburat. Cum definiți și cum asigurați efectiv ordinea publică? Ordinea publică o asigurăm prin activități sau acțiuni specifice munții de poliție, prin participarea împreună cu aceasta la patrularea unor zone în zonele industriale, în centrele cu populație, în zonele cu obiective deosebite, pentru a asigura liniștea cetățeanului și siguranța acestor obiective. Într-o lume în care pendularea între extreme este la ordinea zilei, jandarmii trebuie să fie gata oricând să își îndeplinească datoria constituțională față de țară și popor. Deocamdată însă sunt câteva motive de scepticism. Unitatea este nouă, oamenii sunt de puțin timp împreună și forța jandarmeriei constă în o foarte mare și o foarte bună coeziune. Spre deosebire de alte meserii, în cazul jandarmilor se pune un accent special pe pregătirea specifică pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor ce le revin. În unele medii, precum și în presă sau la televiziune, s-a vorbit despre pregătirea specială, despre armament special, despre materiale speciale. Trebuie menționat că noi facem pregătire specifică. Specificitatea pregătirii militarilor jandarmi decurge din sarcinile și atribuțiile care le conferă legea de organizare și funcționare a jandarmeriei. Deci, noi facem pregătire, așa cum ați văzut, obișnuită, cu accentul pe pregătirea fizică și pregătirea specifică muncii noastre pentru a ne putea îndeplini misiunile. Principala prioritate a noastră în pregătirea militarilor angajați, pe care i-ați văzut, este pregătirea fizică, care afectăm un procent foarte mare din totalul orelor de pregătire, pregătirea juridică și pregătirea specifică pentru asigurarea ordinii publice și pentru restabilire. Noțiunea de jandarm are în general o conotație negativă. Echipamentul specific acestei arme, scuturile de protecție, căștile cu vizor, bastoanele de cauciuc, ne dau multora dintre noi fiori.
Însă cetățenii trebuie să înțeleagă și să fie conștienți de necesitatea intervenției forțelor de ordine, mai ales într-o societate cu mulți indivizi predispuși la a o primejdui. Să nu confundăm militarii jandarmi pe care îi avem acum, sarcinile și atribuțiile pe care le are jandarmeria la ora actuală, cu imaginea pe care populația în general și-a făcut-o despre scutieri în evenimentele din decembrie 89, când cu siguranță erau forțe care aveau alte misiuni și care apăreau în presă sau la televiziune purtând scuturile. Noi nu suntem simpli purtători de scuturi, acestea sunt mijloacele noastre de protecție și cu care participăm la îndeplinirea misiunilor pe care le avem. Noi știm, stimați telespectatori, cât suntem de reticenți la vederea unui jandarm. Știm că nu violența reprezintă calea de rezolvare a diferendelor. Și ei urăsc violența, deși nu o scot din calcul, atâta timp cât vor exista oameni violenți. V-ați gândit vreodată că, dincolo de acele căști și scuturi, se află un om la fel de sensibil ca și dumneavoastră? V-ați întrebat ce este în sufletul unui jandarm care este nevoit să suporte fel și fel de suplicii? Jandarmul nu mai este cel din vremea bunicilor, gata oricând să fie de-a dreapta primarului sau a perceptorului fiscal. El este un tânăr educat, bine antrenat, cu putere de discernământ și cunoștințe ample despre lege și aplicarea ei. El este liniștea dumneavoastră, iar scutul doar o barieră mentală pe cale de a deveni trecut. 12! 3! 4!